Pe teritoriul românesc ocupat, Kremlinul a format o republică unională, să se moldovenească fără a include nordul și sudul Basarabiei, în schimb, alipind câteva raioane din stânga Nistrului cu administrație rusească, supunând totalmente această numită republică intereselor Kremlinului. De fapt, numita RSS moldovenească nu a fost nimic altceva decât o simplă colonie a Rusiei. Trec peste mai multe rânduri și închei cu următoarele. Se părea că URSS va exista tot atât cât există Pământul, dar n-a fost să fie. În august 1991, Imperiul Sovietic s-a năruit. Pe ruinile acestui stat au apărut state independente, inclusiv Republica Moldova. În curând se vor împlini un sfert de veac de existență independentă a Republicii Moldova. Constatăm cu tristețe, în cei 25 de ani de independență politică, Republica Moldova s-a situat pe ultimul loc în Europa în privința nivelului de trai populației. În acești ani, pretinsa elită politică a Republicii Moldova a demonstrat că nu servește deloc interesul național. Ne convingem că administrația Republicii Moldova nu a fost capabilă să zădărnicească furtul 1 miliard de euro din băncile Republicii și nu este acum în stare să restituie banii și să pedepsească făptașii. Statul Republica Moldova este incapabil să propună o soluție pentru rezolvarea problemei transnistrene. Este un stat corupt, cinic, neputincios în multe privințe. În fond, este un stat falit. Iată de ce ideea reîntregirii naționale este mai actuală ca oricând. Iată de ce este necesar să consolidăm curentul politic unionist, să promovăm ideea unirii Republicii Moldova cu România, să susținem orice manifestare științifică, culturală, politică, economică, care să apropie unirea. Consider că întrunirea statului țării 2 în Palatul Național va lansa un mesaj clar. Forțele uniste din Republica Moldova sunt împreună și vor să repare o mare nedreptate istorică comisă de regimuri totalitare. Domnul Petreanu, îmi pare rău, trebuie să vă sunem clopoțeală. Din partea Academiei de Științe, un cuvânt de salut are academicianul Mihai Cimpoi, președinte al Uniunilor de Creație din Republica Moldova. Academicianul Mihai Cimpoi. Mulțumesc mult. De ce sfatul țării 2? Am fost întrebat. Răspunsul meu a fost următorul. Noi nu vrem, așa cum se întâmplă în Parlamentul actual, să schimbăm un corp legislativ prin altul. Noi vrem să continuăm corpul legislativ sfatul țării 1. Dușmanii noștri, liderii unor partide, vorbesc despre sfatul țării 1 ca despre un act de trădare. Evenimentele lămurite de istorici vorbesc despre altceva. În dovadă este faptul că încă până la 27 martie foarte multe localități din Basarabia au declarat unirea. Deci ele au anticipat și au dovedit că unirea este expresia voinței generale a românilor basarabeni. Dragi compatrioți, vorbim astăzi despre procesele integraționiste, vorbim de integrare europeană. Eu cred că integrarea europeană nu e posibilă fără integrare românească, integrare generală românească.
regretatul poet Grigore Vieru, care a fost aici invocat, profetiza că vom face, că unirea se va face cam la 2020. Eu cred ca să doarmă liniștit, să o facem un pic mai devreme. În unire stă tăria, spunea marele Eminescu. Deci, unire, dragi compatrioți. Mulțumim! Mulțumim, domnule academician! Și acum cuvântul se oferă economistului Mihai Pătraș, academician. Poftiți! Onorată asistență, în primul rând vreau să vă felicit pe toți cu importantul eveniment de astăzi, să vă doresc multă sănătate și să vă mai doresc ca fiecare să depună cel puțin 98% din eforturile fiecăruia pentru înfăptuirea importantului eveniment. Vreau să vă amintesc că cu 11 ani în urmă, Parlamentul Republicii Moldova, în aprilie 2005, cu unanimitate de voturi, a votat integrarea europeană a Republicii Moldova. Cu regret, de atunci puține lucruri s-au făcut în această direcție, de aceea cred eu că, așa cum au spus și antevorbitorii, cea mai scurtă cale de integrare europeană este mai întâi integrarea intra-românească și ea va fi și o integrare europeană, adică utilizarea metodei Germania. România și Germania au fost acele două țări care cel mai mult au avut de suferit în sens teritorial. Deci România înainte de cel de-al doilea război mondial sau la începutul războiului, iar Germania după. Reintegrarea românească este un act firesc și unul legitim. Amintesc că în decembrie 1989 Parlamentul Uniunii Sovietice a anulat pactul Molotov-Ribbentrop, dar în cadrul acestui parlament au activat și deputați, 52 deputați din Republica Moldova, deputații Federației Ruse și din toate celelalte foste republici unionale. Deci este reintegrarea românească, este un act absolut legitim. Vreau să mai amintesc că la începutul anilor 60, conducerea Uniunii Sovietice, Nikita Hrușov, cu conducătorul României, Gheorghe Udeș, au convenit ca să reprocedeze teritoriile respective României. Au fost formate două comisii în cadrul Ministerilor de Externe a României și a Uniunii Sovietice. Comisiile au elaborat un document respectiv care a fost acceptat de conducerea sovietică și la sfârșitul anului 64-65, această reprocedare urma să aibă loc. Însă, destituirea lui Hrușov și moartea lui Gheorghe Udeș a stopat procesul. Deci, ceea ce dorim noi este ceea ce, de fapt, 50 de ani în urmă au încercat să facă altfel, în mod firesc. Ce reprezintă România pentru noi astăzi? România este țara cu cel mai mare potențial economic din regiune. Dacă să comparăm potențialul economic al României și al țărilor vecine, proporțiile sunt cam următoarele. PIB-ul României, cel mai important indicator macroeconomic, este de 3,5 ori mai mare decât cel al Bulgariei. Este de peste 4 ori mai mare decât cel al Serbiei. Este de 1,5-1,6 ori mai mare decât al Ungariei și al Ucrainei. Este de peste 10 ori mai mare, chiar de 20 de ori mai mare decât al Moldovei. Deci este egal cu produsul intern brut al Greciei, țară care are cele mai mari datorii din Europa. România, de altfel, are cel mai mici datorii, raportat la PIB 30%, pe când Grecia are peste 200%. Salariile în România sunt cu 20% mai mari decât în Federația Rusă și sunt de 3-4 ori mai mari decât Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, pensiile sunt cu mult mai mari decât Republica Moldova. Amintesc doar un exemplu.
Tinerii din Republica Moldova care învață România primesc burse mai mari decât pensia medie din Republica Moldova. Deci pensionarii noștri la bătrânețe sunt nevoiți din nou să devină studenți. Studenți ca mărime a veniturilor lor lunare. România este o țară model, din punctul meu de vedere, pentru țările Europei și pentru alte țări din lume, ca la aspectul democrației. Toate minoritățile, chiar cele foarte mici, până la 3.000 de locuitori, au câte un reprezentant în Parlamentul României. Minoritatea greacă, minoritatea sârbă, bulgară, lipoveni în număr de 10-12.000 au un deputat în Parlament. Minoritatea ucraineană, de exemplu, armenii, doar cu 3.000 de locuitori în România, au un reprezentant în Parlament. România este țara care își ține cuvântul. Deci după unirea din 1918, România a fost singura țară din Europa de Centrală și de Est care a recunoscut depozitele cetățenilor, de exemplu din Basarabia, care au revenit României și le-a convertit acești bani în lei românești. Iar coroanele din Transilvania și din Bucovina, de asemenea, în lei românești. Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia au nulificat banii respectivi. Deci a procedat cel mai democratic față de toate țările din regiune. România în anul 39 a primit aurul Poloniei la păstrare și în 47 l-a întors. România este singura țară dintre țările post-socialiste care au întors toate datoriile. Nici o țară n-a putut să întoarcă datoriile, nici chiar Germania de Est, deci le-a pus în spate, deci Germania de Vest. Dar nu toți își respectă cuvântul. Cu 100 de ani în urmă, în 1916, guvernul României a transmis Rusiei, pe atunci țară aliată, 100 de tone rezervă de aur a României la păstrare. Și până în prezent, acest aur nu este restituit. Abia peste 90 de ani, Rusia a acceptat sub presiunile Uniunii Europene să discute despre această temă, dar 100 de tone de aur românesc se află în Rusia. Deci, România este o țară cu resurse bogate, păduri, ape, este un mare producător de automobile, deci este pentru Republica Moldova, este o Germanie, o adevărată Germanie, cum era Germania de Est față de cea de Vest. Republica Moldova, cu regret, este într-o decădere continuă. Pe parcursul ultimilor două recesăminte, din 2004 până în 2014, populația Republicii Moldova s-a diminuat cu 50-60 de mii de persoane anual. De venituri nu mai vorbesc, fiindcă cunoașteți bine situația. Este divizată teritorial. Dacă dinspre apus ne vine integrarea, dinspre Est ne vine dezintegrarea și fărâmițarea. Și direcția noastră este absolut firească spre integrare. Mai întâi mică integrare, după care mare. La mulți ani și ultima frază. Astăzi creștinii catolici sărbătoresc Paștele. Ei spun Hristos a înviat, eu vă spun Basarabia a înviat. Invit în scenă academicianul Vasile Micu.